să discutăm pe proiecte, da? Deci eu discut pe proiect. Legea 273, domnul președinte, vă rog să atunci vă rog frumos să mă dați afară din sală, pentru că eu vă întreb pe dumneavoastră la subiect. Mai sunt discuții. Deci eu vă spun, vreau pe legea 27, pentru că vreau să știu concret ce am de votat. Nu puteți să mă obligați să votez ceva, ceea ce dumneavoastră nu mi-ați răspuns. Aveți răspuns, aveți ei jurist și poate să-mi răspundă la ceea ce am spus aici. Domnul, și mai ales că dumneavoastră trebuia să aveți la proiectul acesta. Aveți două opțiuni, să votați împotrivă sau să Nu, dumneavoastră aveți o singură situație în care trebuie să răspundeți la proiect. Eu vă discut pe proiect. Înainte de, deci datoria mea de consilier, înainte de a vota, este aceea de a fi în cunoștință de cauză, dacă este legal sau nu. Este eu nu fac decât, păi nu, din punctul nostru de vedere, avem jurist aici, o avem pe doamna director de la economic. Nu, vă rog frumos să-mi răspundeți la ceea ce v-am întrebat. O să vă răspundă doamna director. Păi nu, pentru că eu votez acum. Eu votez acum pe proiectul ăsta. Este vorba de bugetul. Spre diferență de dumneavoastră, eu nu bat joc de banii contribuabilului. Vreau să știu ce votez. Să înțeleg că nu vreți să... Nu, vreau să știu ce votez. Să înțeleg că nu vreți să votați banii pentru camă. Nu, nu, nu. Votez dacă dumneavoastră ne răspundeți la întrebare, dacă este corect sau nu. Este eu, eu nu pot să votez ca și colegii noastre care nu au citit. Eu am citit, eu vă spun din procesul verbal în care legea 273, doamna director economic, ne spune clar. Deci că nu avem voie să cuprindem cheltuieli. Cum puteți să mă forțați sau colegii? Nu, dar eu sunt foarte calm. Eu sunt pe viteza a treia întotdeauna. Dumneavoastră văd că mergeți la relantii. Eu vă spun un singur lucru. În două secunde puteți să răspundeți. Și doamna director economic, nu, nu știu de ce v-am uzi. Este vorba de banul public. Este vorba de banul public și vă bate și eu de el. Domnul consilier, v-am răspuns la întrebare. Deci dumneavoastră... Din punctul nostru de vedere, da. Nu este bine ca și noi și colegii noștri înainte de a vota să știe dacă este corect sau nu? Nu au votat. Păi dumneavoastră ați trecut pe repede înainte. Dacă vă doriți să faceți aceste ședințe în 15 minute, nu e nevoie să vă uitați la domnul Cortez. Eu discut cu dumneavoastră. Da? E bine atunci. Bun, eu vă spun un singur lucru. Doamna director economic, da, cu permisiunea asta, vă citesc, a spus așa, că nu avem voie să cuprindem cheltuieli decât în limita surselor financiare. Deci, pe mine mă duce gândul că ăștia sunt banii pe care putem... Mi-a spus un specialist, da? Și, iar cele propuse sunt limite maxime pentru angajarea cheltuielilor. Deci, dacă doamna director al instituției spune că asta este suma maximă pe care noi putem să o votăm, eu cum pot să vin acum, în necunoștință de cauză, la refuzul dumneavoastră de a ne explica, să vin să votez pentru sau contra? Mai ales că dumneavoastră nu v-ați făcut datoria să puneți la proiect și ce cheltuieli s-au făcut în acești ani, să vedem de ce acest milion nu a ajuns. Pentru că dumneavoastră faceți ca și data trecută la CIT. Veniți, ne puneți să votăm acum, că o să vedem ce o să fie după aceea. Nu, era normal să veniți să ne arătați din ce cauză s-au cheltuit sau nu au fost de ajuns cei 250 de mii pe trimestru. Și atunci eram de acord. Ori dumneavoastră acum pe repede înainte mai le dați încă 10 mii. Încă un milion, pardon. În ideea în care primăria nu le dă. De ce? Păi dumneavoastră vă este foarte simplu, probabil nu știți. Haideți, terminați, poate e mai important ce vorbiți dumneavoastră la telefon. Ați terminat dumneavoastră discuția care e mai important? Da? Nu, dumneavoastră ați terminat? Da. Puteți, doamna, deci puteți să ne explice, doamna director, ce s-a întâmplat dacă s-a modificat legea 273? Domnul președinte, dar nu se poate să stea toată lumea clasă.